trecere superbă, șansă mare pentru Steaua, o centrare, deviere, gol! E autogol de fapt, dar contează mai puțin, este 1-0 Steaua contra Corvinului, minutul 12, o centrare deviată de Lică în proprie poartă. Era cu adversar lângă el, dar n-aș spune că era o mare, mare presiune totuși pe Lică. La nivelul lui putea să respingă mult mai bine acea minge, nu a fost jenat. Era Eras acolo, dar repet, nu era totuși lipit de Lică. Chipirliu, șut Chipirliu, din nou eroare în defensiva Corvinului. Pentru că începe să vadă linia de mijloc a Stelei, Răzdan, centrare în scurt, minge este scăpat în afara terenului de lefter. Într-un interval de un minut au fost două recuperări ale lui Matei. Fantastic efortul său. Centrarea e bună, gol! Nu cred că o atinge pe Răzdan, dar nu se bucură toți jucătorii Stelei. Se duc să-l felicite pe Nedelea. Pe fondul unui joc bun, Steaua își dublează avantajul, este minutul 28. Excelent, a executat Nedelea. Bradu, centrare către bara a doua, Manolache, recentrare bună, 6 metri. Aici este o ocazie, prinde Frânculescu, a lovit acolo moldoveanul Cărăruș, mai tare dacă ar fi dat în acea minge, ar fi putut să-l învingă pe Frânculescu. Pop, din nou balon câștigat de Steaua, ce pasă cu călcâiul al lui Chipirliu, Matei cu stângul, centrează, reolare, gol! Gol foarte frumos marcat de Steaua prin spaniolul Eras, 3-0, scorul capătă proporții în debutul acestei reprize. Superbă centrarea lui Matei și, desigur, finalizarea lui Eras. Un triunghi aici cu călcăiul lui Chipirliu, cu centrarea lui Matei și cu finalizarea lui Eras. Spun sincer, mie Matei până acum mi se pare cel mai bun jucător de pe teren. A făcut foarte multe lucruri pozitive. Pârvulescu vine și culege, pregătește. Șut Pârvulescu pe lângă poartă. A dat bine, a dat gândit, a vrut să trimită plasatul, vește cu interior, nu a trimis tare pur și simplu să prindă poarta. Iată pe execuția sa, plasă laterală. O centrare respinsă, mingea l-a lovit mai degrabă în cap pe Răzdan, sare Lupu cu Sierra Medi din întoarcere. Oh, ce execuție frumoasă, dar pe lângă poartă. Al doilea șut spre poartă periculos al Corvinului în această repriză secundă, după cel al lui Pârvulescu de acum vreo 10 minute. Acum Medi Leer din întoarcere. Otega King. E o gârbiță călcâi, Otega King e în care o frumoasă pasă! Și o ocazie mare pentru Corvinul. Pică și Herghe Ligiu, această fază la care apare Nedelea. Ce intervenție are Nedelea, cum ia fața lui Lică, senzațional. Practic între doi adversari stelistul.